Ceea ce am făcut până acum, am lucrat. În ultimii 4 ani am lucrat singur, absolut singur. Deci fără sprijinul vreunui agent economic, fără sprijinul vreun bugetar. Pe acest club. În acest moment, acest club are de recuperat creanțe de la alte cluburi de aproximativ 1 miliard de lei. Sau mai exact 25.000 de euro. Bani pe care îi folosim la activitatea pe care îi vom folosi la activitatea următoare. Asta în condițiile în care eu mai am voie. Trebuie să vorbim cu cărțile pe față. Se pare că am interzis nu știu de unde. Deci, tăiați acel 10% că există. Face undeva 15%. Se refer la finanțare? Post-finanțare la un eventual proiect de finanțare la legea 350. Nu am înțeles. Adică vine din partea ta asta e ideea. Ca să accesezi un proiect de finanțare la legea 350, este doar numai în așa aici, poate îmi răspundeți. Da, trebuie să ai o cotă parte. Deci, estimând undeva în jur de 5-6 miliarde un buget la, de funcționare a unei echipe de Liga a 3-a, există 1 miliard. Care va intra. Creanțe care va intra. Eu îmi iau această obligație și acești bani. Una dată vorbim de ce există pe masă. Există pe masă. Eu azi, dacă nu se convoca această ședință, eu am avut Federația Română de Fotbal și 20.000 de euro intrau de la Steaua București pentru ce se întâmplă. Părerea mea că deodată este zero. Când îi vom avea, când vom discuta. Da, tu îmi dau un telefon. Dau un telefon și pune acei bani de înainte. N-am nicio problemă cu banii ăia sau cu alții. Dacă îi avem, atunci discutăm de ei. Creanțe, sigur, avem de recuperat. Poate peste un an, peste o lună, peste 5. Deci eu îi am. Dar pe bază de creanțe, cred că nu puteți să vă scrieți în campionat. Eu îi am. Și asigur de la mine și recuperez din creanțe. Îmi iau eu acest lucru. E o discuție pe care nu trebuie să o ducem mai departe. Da. Dacă îi avem bine în buget, dacă nu, sunt de recuperat și vom vedea că există, pe bază de creanțe nu vă puteți să scrie în campionat. Există acea garanție la cofinanțare. Cum? Cum? Am început de pe anul jur. Să luăm constructiv. Cine doriți să facem? Ce vori copșelenii, pentru că noi asta respectăm, voința cetățenilor. Și dacă fotbalul ar fi o prioritate pentru Consiliul Local Focșani, evident că acest Consiliu va fi primat. Nu știu ce să vă spun. Pentru că chiar acum s-a întâlnit că un pic se putea bala până la sfârșitul anului. Și nu știu dacă vom putea acoperi niște sume destul de mari. Clubul sportiv, am înțeles, municipal, 2007, mai cere și câteva miliarde de lei pentru activitatea 10 miliarde. Crezi că vă mai trebuie câteva miliarde, vorbesc în bani de aici? Nu. Iar în cursul zilei de miercuri am convocat pe salariații, ne trebuie să vorbim discuții legate de plata facturilor către cei de la Vestigaz. Ei aveau obligația să plătească până la sfârșitul lunii 25 de miliarde, dar nu au plătit decât vreo 5 miliarde, mai sunt 20 de miliarde de lei. În condițiile în care nu respectăm această eșalonare, vor închide din nou gazul, dar nu mai cu domnul închide gazul, dar noi trebuie să pregătim și iarna anului 2012-2013. După cum știți, eu am discutat cu agenții economici din municipiul Focșani, nu vreau să le dau o opinie, dar nimeni n-a fost interesat să preia sau să participe, să facă parte din un Consiliu de Administrație la această echipă de fotbal. Toți au spus, fotbalul nu interesează, cam asta este ideea în municipiul Focșani. Acum, domnul consilier
Eu a spus o treabă, să vedem ce înseamnă pentru cetățenii din municipiul Focșani fotbal, să vedem ce înseamnă pentru oamenii de afaceri, să v-am spus, mă interesează, să vedem pe domnul consilier dacă îi interesează această echipă de fotbal, dacă mai mergem sau nu mai mergem în continuare cu această echipă. Este adevărat faptul că nu poți să ai un municipiu, chiar o echipă, indiferent de ce divizii, funcție de posibilități materiale a fiecărei comunități să poată o susții, dar noi anul trecut și acum 2 ani și în anii din urmă, unităților de învățământ, unităților de cultură și unităților de sport, așa, le-am fixat un anumit plafon de venituri. Ei aveau obligația să aducă niște bani. Teatru municipal, o anumită sumă. A adus filmat și am dat și noi și am completat. Ansamblu Țara Brancii. Și-au adus suma pe care a stabilit-o și nu puțin, de ordine la 300, 500, 800, 1 miliard, 2 miliarde de lei. Toate unitățile de cultură. Clubul sportiv municipal, și 2007, nu a făcut dovada că a adus un ban din sponsorizări, din vânzarea biletelor și așa mai departe, pentru că ceea ce spunea și domnul Dumitru și are perfectă dreptate. Domnule, eu vin cu 10%, dar ce nu știu dumneavoastră diferență. Acum, să poți să susții un club care nu-ți aduce absolut nimic, consider că și modul în care el și-a împărțit banii de la începutul anului, Clubul Sportiv 2007, că noi acum ar trebui să avem o rezervă, în momentul în care, la Clubul Sportiv 2007, în momentul în care am dat departe secția de fotbal, să fie avut posibilitatea, domnule, uite, cota care trebuia să te dau până la sfârșitul anului, 2 miliarde sau 2 miliarde și jumătate, o transfer până în proiecte sau găsit o formă legală. Asta depinde de noi să găsim o formă legală. Dar ei au consumat și banii ăia și mai vor încă 10 miliarde până la sfârșitul anului. Deci este în situații destul de proastă, din punct de vedere financiar. Acum, dumneavoastră, vreau și este motivul pentru care mă bucur că ați participat la această ședință, să luăm o decizie. Renunțăm la anumite lucruri și în condițiile astea să stabilim o anumită sumă de bani pentru această echipă sau nu găsim banii aceștia și în condiții astea să renunțăm la această echipă. Din punctul meu de vedere, sunt câteva lucruri la care noi n-ar trebui să trecem cu vederea peste acest lucru. În primul rând că sunt copii. 17, 21, 22, 23 de ani. O echipă foarte tânără. Copii crescuți în municipiul Focșani, la centrele noastre de copii. Sunt copiii noștri. Antrenorii sunt ai noștri. Deci avem posibilitatea să punem bazele unei echipe care în următorii ani vor putea merge în ligile superioare. Și ăsta este motivul pentru care cred că ar trebui să găsim și să facem tot efortul să găsim minimul de bani acum să putem da drumul la acest campionat, să înceapă campionatul și pe parcurs să mai vedem. Poate mai găsim o sponsorizare. Cam asta este punctul meu de vedere. Dacă este foarte greu și v-am spus, nu avem bani la ora asta, nici să cumpărăm, nici seama. Dar singurul lucru pentru care aș dori ca această echipă să intre în campionat, să-și desfășoare în condiții normale acest campionat, tinerețea acestor copii crescuți de către noi. Și cred că n-ar fi, și aici este un lucru de care totuși aș vrea să ținem un pic cont, în toate ramurile sportive din municipiul Focșani am crescut niște sportivi. Au ajuns Alin Moldovan, au luat și medalii. Deci, a adus cineva clubului sau municipiului vreun bănuț pentru acești copii, pentru acești jucători? Alina Moldovan, poate alergătoare are, pe la Dinamo acum, nu? Popescu. Nicola Dinamo. Pe noi copiii ăștia îi creștem, cheltuim cu ei, nu încasăm niciun ban de la cei care îi vindem, îi transferăm și așa mai departe. Eu nu cred că nu au plecat în ultimii ani din municipiul Focșani jucători foarte buni care cred că au plecat pe degeaba. Adică noi cheltuim, investim în acești tineri, nu? Dar n-ar trebui cât de cât să avem și noi niște avantaje ca să putem la rândul nostru să creăm alte valori și în același timp să ne ajutăm. Consider că, așa cum, nu vreau să vă spun prea mult, dar cred că aruncăm niște bani și
ar trebui să vedem, într-adevăr, și să facem un control exact a acestor bani care se cheltuiesc, pentru că și alte echipe merg, dar cu bani mai puțin și au destul de bun rezultat. Da, vom